Bună ziua, prieteni, bine v-am regăsit la un nou sezon de Mergeți pe mâna noastră, doar aici la Național 24+. Eu sunt Dan Chilom și de astăzi ne revedem, ne vom reîntâlni aici la Național 24+, dar și la Național FM în weekend de la ora 18 pentru 2 ore. Vom avea încă un an de emisiuni, vom avea încă un an de emisiuni interesante, spunem noi, emisiuni care v-au lipsit pentru că am văzut mesajele dumneavoastră și ne bucurăm de acest lucru. Vom încerca să fim la fel de buni și în sezonul 2015-2016 și pentru asta întotdeauna trebuie să ai o echipă, trebuie să formezi un grup puternic. Sunt oameni care ne-au ajutat întotdeauna în acest an, o vor face și de acum, și de acum încolo. Dumneavoastră ne scrieți, dumneavoastră sunteți alături de noi pentru că pe pagina de Facebook am văzut o sumedenie de mesaje, în jur de 150 de mesaje la prima postare cu concurs ale emisiunii și încă o dată trebuie să repet acest lucru. Vă mulțumim și ne bucurăm pentru că sunteți alături de noi și în acest nou sezon. Alături de mine astăzi în studio Cătălin Munteanu. Te salut, Cătălin. Bună ziua. Surpriza pe care am pregătit-o pentru telespectatori și Mihnea Groza. Salut, Dana. Bună seara telespectatorilor. Da, clar se vede faptul că Cătălin Munteanu a jucat la mijlocul terenului și l-am băgat așa un pic între noi la mijloc. Să coordoneze. Să coordoneze mișcările și să ajungem să ajungem la ceea ce ne dorim, nu? Adică la performanță, pentru că Liga Campionilor. Liga Campionilor, n-am rămas. Dacă aveți vreo emoție că nu se va întâmpla acest lucru, singura emisiune de specialitate din România, o emisiune în care, să vorbim așa mai fără perdea, cam cum va arăta emisiunea în 2015-2016, pentru că vorbim despre un nou sezon, nu o să schimbăm foarte multe lucruri, dar de fiecare dată vom avea ceva în plus. Vom încerca să aducem din nou oameni cu nume din fotbal alături de noi, prin intermediul telefonului sau chiar în studio, să își dea cu părerea, pentru că să vorbim așa noi la nesfârșit parcă nu este interesant. Vom avea zona pariorului, vom reveni cu tot felul de interviuri de pe stradă, din fața stadioanelor sau chiar din puburi de prin orașul nostru drag și, cine știe, poate nu numai. Vom discuta o bună perioadă de timp despre bursa transferurilor, pentru că sunt foarte multe transferuri în Europa, parcă nu chiar atât de multe ca anul trecut. Anul trecut s-au datorat aceste transferuri campionatului mondial. Vom avea revista presei, biletul zilei, meciul zilei, cota fantezistă, ușor, ușor le vom include pe toate. Să nu uităm de învață și să nu uităm de faptul că sponsorul nostru va fi alături de noi cel puțin încă un an. Bun, Mihnea, o să încep cu tine. Ușor, ușor trebuie să ne pregătim să intrăm în pâine. Pentru că avem foarte multe lucruri de vorbit. Avem multe transferuri în Europa. Cătălin, cred că ai văzut câte 10 de milioane s-au aruncat. Prieteni, despre toate acestea vom vorbi la Bursa Transferurilor. Bun, să începem. Sunt transferuri impresionante. Din punctul meu de vedere, bani care poate nu noi în România nu ne dăm seama de unde vin acești bani. Dar clar că există o piață care trebuie ca apa într-o piscină. Trebuie mereu scoasă, împrospătată și să revină înapoi. Banii aceștia se duc undeva, se plătesc anumite dări la stat, ca să înțelegem, să știm despre ce vorbim. Pentru că dacă o echipă n-ar cumpăra nimic și ar fi senzațională, atunci probabil că ar bate cineva la ușă, băi, trebuie să ne mai da și nouă, nu? Niște bani la stat. Trebuie să luăm în calcul și acest aspect, nu? Uite, de exemplu, nu am să înțeleg niciodată cum Raheem Sterling este cel mai scump jucător. Bine, să poți explica cei de la Manchester City, cum? Da, 68 de milioane. Să vedem suma finală pentru Di Maria până la urmă. 63,5. Paris Saint-Germain are un buget de 500 de milioane pentru anul ăsta.
Da. Deci din bugetul ăsta pot să aloce oricând, oricât. Da. Să vedem problema care va fi suma finală, pentru că încă nu e anunțat, s-ar putea să crească și poate depășește valoarea aceasta a lui Sterling. Mi-e oricum mi se par niște sume foarte mari, raportaj la valoarea jucătorilor. Dar când vorbim de Cristian Benteke la Liverpool, 46,5 milioane, Cătălin, iar o sumă pe care eu nu o să o înțeleg. Am văzut astăzi că o echipă ca Stoke a cumpărat de vreo 30 de milioane. Bine, Anglia știm, este la un nivel... În general, asta vreau să spun și eu, în general, în Anglia sunt foarte mulți bani. Da. În Anglia se fac transferuri foarte scumpe. Și pe mine, acest Benteke nu mă impresionează, să spun așa. E un fotbalist bun, dar nu un fotbalist care să coste aproape de 50 de milioane de euro. Exact. Dar, din ce mi-amintesc, acum Liverpool a mai făcut, sperăm să nu fie și asta o greșeală, când l-a adus pe Andy Carroll, da, de la Newcastle, tot așa știu că a plătit foarte, foarte mulți bani, da, și nu s-a acomodat, după aia a fost împrumutat undeva la West Ham și nu prea... Banii pe care i-a dat au fost foarte mulți. Bun. Mai e un aspect de care trebuie să ținem cont și după care o să enumerăm multe transferuri, pentru că chiar sunt multe transferuri. În momentul în care nu ai nicio performanță și în momentul în care nu te clasezi pe un loc dorit de fani, să spunem, mai ales în Anglia, atunci trebuie să vii cu ceva. Ori să faci un stadion nou, ori să începi să cheltui vreo 100 și ceva de milioane, mai ales în Anglia. Încă o dată subliniez. Pentru că dacă vii cu un loc 3, un loc 2, un loc poate să câștigi, nu e chiar așa mare problema. Adică fanii sunt oarecum mulțumiți. Dacă te clasezi pe locul 7 sau 6 și nici nu cumperi pe nimeni, pentru că sunt foarte multe transferuri făcute doar de a mai calma spiritele în rândul fanilor. Cred că sunteți de acord, adică, stai că măcar au luat pe Luke Shaw cu 54 de milioane, îți dau un exemplu. Bine, și dacă te uiți, într-adevăr, sunt echipe care vor să obțină performanță sau care vor să revină, cum e și Man United. Exact. Man United extrem de activă, Liverpool, cu Firmino, Benteke sau Origi. Toți vor să aducă ceva în speranța o dată că își calmează fanii și o dată că vor obține ceva în sezonul care vine. Spune de Stoke și a făcut o colonie flamandă cu vreo 3 olandezi, belgieni, da, plus Glenn Johnson a dus de la Liverpool. Deci foarte mulți bani cheltuiți de o echipă mică, cum este Stoke. Bun, haideți să aruncăm o privire pe ultimele transferuri din Europa. Cred că o să vă intereseze și, de fapt, sunt sigur de acest lucru. O să vă ajute aceste informații în alegerea echipe pe care o să doriți să pariați cel mai des în acest sezon. Philippe Luiz de la Chelsea la Atletico Madrid, Okaka de la Sampdoria la Anderlecht, Cautari Montpellier la Palermo. Astea sunt ultimele transferuri. Arturo Vidal, Juventus, Bayern, cred că știți deja. Zalamidze, fii atent, astea sunt niște transferuri care ar putea să intereseze doar pe cei foarte împătimiți de pariuri. Hai să mai mult așa să vedem ce mai putea să ne... La mutări așa... Oricum eram curios, Cătălin, tu pe ce ai dat mai mulți bani? Pe un fundaș, pe un mijlocaș sau pe un atacant? Și... Te-ar determina să arunci mai mult. Normal, da. Normal, atacanții costă mai mult. Acolo trebuie să investești, părerea mea, mai mult, pentru că la un moment dat, pe parcursul unui campionat, fac diferența atacanții. Adică un atacant care, da, un atacant care îți marchează peste 20 de goluri, te ajută foarte mult. Mai ales pentru o echipă care se bate la campionat, eu zic că merită să investești într-un atacant, dar într-un atacant bun. De exemplu, eu n-aș investi 47 de milioane pe Benteke, să dau un exemplu. În niciun caz, uite, asta mă gândeam. AC Milan i-a dus pe Luis Adriano și pe Bacca. Deci doi jucători pe da, care n-au cheltuit în niciun caz că s-a cheltuit pe Benteke. De exemplu, mie Bacca mi se pare un jucător peste Benteke, ca și valoare. Da. Bine, a câștigat Europa League. Da, și ca și cu exprimarea anul trecut. De la Aston Villa, probabil, între englezii între ei. Da, asta am vrut să zic, că între englezii acolo să fac anumite transferuri, de exemplu și Sterling de la Liverpool la City pentru 68 de milioane. Ce spuneam mai devreme? Foarte mulți bani. Niște bani care trebuie să iasă în piață și să se întoarcă undeva. M-am uitat și eu peste transferurile care s-au făcut, de exemplu, în Spania, mai mult de peste 40 de milioane n-au luat. A venit Jackson Martinez la Atletico, 35 de milioane, da,
Arda Turam la Barça la fel 35 de care milioane. Care va juca de la iarnă. Da, hai să vedem. Luat și pe Vidal cel de la Sevilla, Alex, că mișcă Alex da, Vidal. Pe cel de la Sevilla. Da, hai să vedem exact spuma transferurilor, prieteni, exact cei mai interesanți jucători, cele mai mari nume transferate în această vară, pe cei mai mulți bani. Raheem Sterling, primul loc, poate nu vă vine să credeți. Cristian Benteke, 46,5 milioane. Roberto Firmino la Liverpool, 41, Benteke tot la Liverpool, 41 de milioane. Morgan Schneiderlin la Manchester United, 35 de milioane. Jackson Martinez la Atletico Madrid, 35 de milioane de euro. Arda Turan la Barcelona, 34 de milioane. Paulo Dybala la Juventus, de la Palermo la Juventus. Arda Turan știți foarte bine de la ce echipă la ce echipă. Paulo Dybala la Juventus, 32 de milioane. Danilo la Real Madrid, 31,5 milioane la vinde la Porto. Carlos Bacca de la Sevilla la Milan, 30 de milioane. Alvaro Negredo la Valencia, ceea ce vorbeam cu tine, Cătălin. Probabil că l-au cumpărat de tot. Da. 30 de milioane a costat Negredo pentru a juca și sezonul viitor și probabil că încă mulți ani da, de acum. Valencia pentru e Ilici. Foarte activ a fost Valencia, să știi, s-a mișcat. Da, văd că și Rodrigo la fel a jucat și anul trecut. Da, și a fost recumpărat. Și acum, da. Douglas Costa la Bayern, 30 de milioane de euro. Bun, iar niște bănuți acolo. Gondo mare pentru și actor. Și Luis Adriano și Douglas Costa se simt. Doi jucători buni. Da, și Fernando la Sampdoria, deci pentru seara de azi e meciurile de Gondo Mbia la Inter, 30 de milioane de euro. Memphis Depay la Manchester United, 27,5 milioane și văd că s-a integrat, a început să marcheze în ultimele jocuri amicale, ceea ce este foarte interesant. Stefan Savic la Atletico Madrid, 25 de milioane de euro. Jorginho Wijnaldum la Newcastle, Savic, 25 de milioane. Da? Produsa lui Partizan Belgrad, că o să ajungem în cuzând da, și da, la da. Partizan. Yannick Ferreira Carrasco, care da, da, pe mine da, m-a tare. Impresionat, de la Monaco la Atletico Madrid, 20 de milioane de euro. Eu cred că merita mai mult. Andrea Bertolacci la Milan pe 20 de milioane de euro. Luciano Vieto la Atletico Madrid, Luciano Vieto 20 de milioane, Mario Mandzukic la Juventus Torino, prieteni, pentru suma de 19 milioane, Alexandru Mitrovic la Newcastle 18,5 milioane, Matteo Darmian la Manchester United, iată din Italia, la Manchester United 18 milioane, Bastian Schweinsteiger la United de la Bayern München, eu credeam că nu va pleca niciodată la Bayern München, Schweinsteiger, dar iată că viața... Uite, tentează Anglia, vezi? La fel cum a fost și cu Podolski și... Cum sumele mi se par tot foarte mari. Deci da, n-ai cum dai 27 milioane Bayern, pe Depay. După da. Mine, n-ai poate cum. A vrut o provocare nouă. A câștigat da. Aproape corect. Tot ce se poate câștiga da, cu ei. Da, te duce în Londra, nu în Manchester, nu știu. Serios. De ce? Că e... Și Manchester United. E un echipă care... Echipa, te duci ca să ai o schimbare, deja la momentul ăsta trebuie să ai o schimbare și de viață, și de perspectivă, de tot. Ce să faci într-un oraș, cum l-am înțeles eu pe Salgado, când a plecat de la Real? Bun, ai plecat de la Real, vrei niște bani, dar s-a dus la Blackburn. Bun, haideți să revenim, că sunt foarte multe transferuri, vă spuneam. Simone Zaza la Juventus, 18 milioane. Simone Zaza era jucătorul lui Juventus, dar acum a accesat clauza, din ce știu eu. 18 milioane de euro a plătit campioana Italiei și finalista Champions League pentru Simone Zaza de la Sassuolo. Shaqiri la Inter, 18 milioane au fost plătiți bănuții. Klein la Liverpool, 17,7, iar a cheltuit o sumedenie de bani Liverpool în această, Liverpool, da, și în această vacanță. Mă uitam acum, dacă... 47 de milioane pe Benteke și dar 41 sunăm, pe Firmino. Doi da. Jucători care... Poate nu joacă, adică... Da. Nu, dar și Origi și Benteke n-ai cum să joci cu amândoi, să faci treabă cu amândoi. Deci n-ai cum. E ceva, unul e un mister acolo la Liverpool, ceva se întâmplă. Bun, Alex Vidal de la Sevilla la Barcelona, 17 milioane de euro. Alderweireld la Tottenham, 16 milioane. Mario Suarez la Fiorentina, ceea ce spuneai tu, 15 milioane de euro. Ivan Cavallero la Monaco, 15 milioane. Miranda la Inter, 15 milioane. Dimitri Payet la West Ham, 15 milioane de euro. Andre Gomes la Valencia, 15 milioane, au activat clauza. Cancelo, tot la Valencia. Valencia e foarte activă, așa cum am spus și voi, pe piața transferurilor. Adama Traore la Monaco, 14 milioane. Peter Cech la Arsenal, iar o schimbare interesantă de la Chelsea. Au fost multe schimbări și de portar și Arsenal, mai des decât în ultima nu vreme. Nu mai apărau. Și portar cu unul. Da. E normal. Eu cred că are o vârstă care poate să mai facă performanță. Da, și eu sunt de acord. Petr Cech era un portar foarte bun, mai că era un portar foarte, bine, foarte bun, numai că Courtois, da, și Courtois mi se pare cel mai bun. Da, un alt moment de față.
printre cine bun? Portar care 14 milioane. Chelsea trebuia să-i dea și lui oportunitatea să apere. Exact. După 2 ani la Atletico, în care a jucat foarte bine, a apărat foarte bine. Finala de Champions League și a câștigat campionatul. Roberto Pereira la Juventus 14 milioane, Johan Cabaye Crystal Palace 13,9 milioane, Jordi Clasi la Southampton 12 milioane, Gaze la Schalke 04 12 milioane și Max Kruse la Wolfsburg 12 milioane de euro. Să tot vorbim despre bursa transferurilor. Da, astăzi s-a prefigurat și transferul lui De Bruyne. Alof s-a anunțat că sunt deschiși oricărei oferte, că până la urmă au nevoie de bani. Deci azi era, azi dimineață, practic, au conferință de presă. Da. Da. Deci, probabil că în câteva zile se lămurește și cu el unde pleacă. Bun, acestea au fost cele mai scumpe, cele mai titrate, să spunem așa, transferuri ale verii, dar la noi în emisiune o să tot vorbim despre transferuri și transferuri de la echipe mai puțin cunoscute, jucători de mâna a doua, să spunem, deși e ca bani, mult ca spus. E mult spus. Uite, Gonzalo Castro te pe la Dortmund, de exemplu. Ori era un jucător excepțional, Gonzalo Castro. Sau Miranda a trecut de la Atletico la Inter. Deci sunt, doar că nu sumele ne-au mai sărit în ochi, ci sunt jucătorii ca nume. Și ca să ne întristăm un pic, dați seama ce diferență, ce discrepanță, ce propastie între Europa și România. Da, și nu numai, uite, că jucăm cu Partizan, gândește-te, ai spus de Savic, jucător format de ei, Alexander Mitrovic, care s-a plimbat acum de la Anderlecht la Newcastle, este tot jucător format la Partizan. Da. Ăsta e un club care în câțiva ani oricum și-a strâns bani. Iar jucătorii merg și mai departe. Noi când am exportat, jucătorii s-au întors. Da. Sau nu au făcut nimic acolo, mai departe. Chiricheș, uite, nu-și găsește nicio echipă. Da, nu, e greu. În România, părerea mea, în momentul de față, numai jucători liberi. Da. Singura echipă care a putut să investească cât de cât este Steaua. Da. Și eu cred că așa o să fie în următorii ani. Da. Pentru că este criză în fotbal la nivel de financiar și nimeni nu-ți mai își permite să plătească bani pe jucători și mai ales că în ultimul timp sunt și foarte mulți jucători liberi. Bun, o să revenim la campionatul nostru, cel de toate zile, așa cum place mie să spun, și o să vorbim și evident despre Steaua. Uite, n-am cum să trec peste o știre de astăzi. Stoke a semnat cu Afelai. Deci dacă Stoke, vă spuneam mai devreme despre acest lucru, dacă Stoke își permite să-l cumpere pe Afelai, Glenn Johnson, care era totuși nici nu-și permite Milan, nu-și permite Roma. Van Hinkel ăla care s-a plimbat, au jucători și au luat. Da. Bine, câte am văzut, da, au făcut o campanie de achiziții foarte bună Stoke. Poate au obiective îndrăznețe la anul și de-aia au făcut Jordan așa Aiu, da, ambii frații Aiu au ajuns în Aston Villa. A semnat cu Jordi Aiu. Sunt ultimele noutăți care ne vin acum. Romero la Portar, Romero cu United. Casillas la Porto. Da, Valencia și la Portar australian de la FC Bruges. Szczęsny a confirmat mutarea la Roma. În sfârșit și ea și Roma un portar mai... Jovetic a făcut... Da, bine, Neto la Juve, Neto s-a părut în regulă, aveau nevoie de Neto. Păi, într-o bună zi nu o să mai poată să apere Buffon. S-ar putea să fie foarte departe pentru Neto, dar mă rog. Da, da. Cred că și, banii pe care Neto ia la Juventus nu sunt de aici de acolo. Nu? Adică, l-aștepți pe Buffon să se lase. Dar până se lasă Juventus, iei câteva milioane. Da. Și ai să-i peste în Cerawi la transferul la Monaco. Poate o să apere în Champions League, o să apere în Cupa Italiei. Și Chiriche s-ar putea să semneze cu Napoli din ce informații mi se transmit în cască. Mai avem un minut, nu uitați de concursul pe pagina de Facebook. Intrați repede, repejor, pe mergeți pe mâna noastră, fără diacritice, ne găsiți pe Facebook. Avem aproape 9000 de prieteni, o să ne împrietenim cu toată lumea dacă doriți acest lucru. Acolo aveți, bineînțeles, concursul Steaua Partizan Belgrad mâine seară. Scrieți-ne un mesaj cu pronosticul corect în cele 90 de minute și câștigați un premiu din partea noastră. Sunt peste 140 de mesaje și probabil că vom trece de 200. Aceasta a fost prima parte a emisiunii. Vom discuta despre revista presei, despre meciul zilei, evident Steaua Partizan, și pronosticuri la final. Rămâneți în continuare alături de noi. Da, am revenit în direct alături de mine Mihnea Groza și Cătălin Munteanu.
Pe pagina de Facebook avem 140 de mesaje la concursul lansat de noi. Ghicește scorul în... bine, 90 minute vor fi siguri în, vor fi siguri în tur, pentru că nu putem avea prelungiri încă de mâine, la meciul Steaua Partizan. Dacă ne spui scorul corect, noi îți trimitem în câteva zile un premiu din partea sponsorului nostru. Mergem mai departe către revista presei. Cojocaru nu se teme de Valerii Bojinov. Mi se pare normal, adică ce să-i facă, să-l omoare, nu? E Cătălin. Normal, e o declarație normală, o declarație în care într-un meci nu ai de ce să ai frică. Bun, de... Valerii Bojinov? E cam a fost experiență. Bun, nu. A fost bun atâta timp cât a jucat în Italia, a dat goluri. Acum nu știu în ce formă mai este și fizică, dacă joacă meci de meci, nu joacă, câte goluri a dat. Joacă, nu? Acum, da, nu știu. La Gori a părut ok, adică chiar formă fizică foarte bună. Portarul Stelei, Valentin Cojocaru, titularul postului la Steaua, nu e speriat de forța celor de la Partizan, deși e impresionat de dăruința pe care sârbii o arată la fiecare meci. Știm că sunt o nație de luptători, de războinici care dau totul pe teren, dar noi am lucrat bine la antrenamente, nu o să fim surprinși de ei și ne așteptăm la un joc bun al nostru. Declarațiile lui ne avantajează, da, pentru că pot veni aici mai încrezători, mai relaxați, iar noi putem profita de asta, a spus Cojocaru. Să nu uităm, prieteni, de revista sponsorului nostru, o super revistă pe care o găsiți în fiecare vineri dimineața în agențiile sponsorului nostru. Chiar m-am uitat un pic, am răsfoit-o și este extrem de interesant, o am chiar în fața mea. Mă uitam la confruntarea titanilor din Balcani, Steaua Partizan. Sunt mulți titani în Balcani, dar chiar Steaua București este o echipă de renume, mai de renume decât Partizan, decât să spunem, vecinii noștri de pe aici. Așadar, nu ratați niciodată această revistă, pentru că este foarte interesant, aveți foarte multe informații și arată foarte, foarte bine. O găsiți vinerea dimineața în agențiile sponsorului nostru. Băi, mergem mai departe. Practic, acum ajungem în punctul culminant. Urmează meciul zilei. Bun, Steaua, Partizan. E clar că aici trebuie să-l întrebăm pe Cătălin despre Steaua. Cum vede Steaua în momentul de față? Mihnea o să ne ajute un pic cu Partizan. Vreau să te întreb pe tine să folosim experiența pe care tu o ai în fotbalul românesc. Să ne spui cum vezi Steaua. E Steaua cea mai bună din 90 încoace? Nu, cred. Părerea mea că nu este cea mai bună din 90 încoace. Părerea mea că Steaua... În momentul de față nu este într-o formă foarte bună, da. Mai ales după ce a pierdut returul cu Trencin, mai ales că n-a putut să bată acasă pe CFR. Uh-huh. Deci... Cred că nici n-a vrut. Adică a jucat așa să... Nu, cred că n-a vrut, eu cred că n-a putut. Da, bine, n-au băgat jucătorii și amenajat. Ok, din punctul ăsta de vedere, cred eu că... Eu cred că până la urmă... Ei sunt conștienți de faptul că trebuie să joace în 3-3 zile și trebuie și să ia banii din Champions League. Da, și trebuie să aibă un lot numeros care să poată să facă față pe ambele fronturi. Hai să spun cam cum ar putea să arate echipa, Cătălin, și tu îmi spui cam unde ai vedea anumite schimbări din punctul tău de vedere. Cojocaru împoartă Ghierme, Toșca, Varela, Pap, tu ai spus că crezi că așa se va începe. Mm. La mijloc Muniru și Breveld, doi închizători, Chipciu, Stanciu, Popa și Tadei. Da, asta ar putea să fie echipa, ce ar mai putea să intre râpă dreapta să joace Pap fundaș central. Cu Varela. Cuplu de fundaș central. Și Ghierme în stânga sau chiar Toșca în stânga, depinde. Da. Ar mai putea apărea, părerea mea, Hambrun. La mijloc. Da. Și cam astea ar putea fi schimbările făcute. Revine Stanciu? Da, Stanciu după o accidentare, din câte am înțeles, l-a ținut deoparte câteva zile. Părerea mea că Mirel va începe așa un pic mai precaut, datorită ultimilor rezultate. Da. Și echipa va fi un pic mai defensivă. Da.
Având în vedere că mai este și returul, unde... Cu toții știm ce, da, ce se așteaptă. Da, va fi o atmosferă foarte grea de suportat la Belgrad. Da. Și cred că va începe un pic mai defensiv, un pic mai precaut în apărare. Da. Trebuie să-i și cunoască, fiind primul meci în trei, ușor, ușor să-ți dea seama în primele minute despre... Partizan, despre care a câștigat cu 6-0 ultimul joc, nu? De forța lor. În general, bun, mi se pare o echipă bună, Partizan, părerea mea. Bun. Foarte interesant este faptul, adică cred că, în afară de faptul că este interesant, este și extrem de important, că trebuie să ținem cont de acest lucru, Steaua, dacă trece de Partizan, e sigur în play-off-ul pentru Europa League. Da, lucru care îi interesează. Oricum, duelul ăsta cu Partizan trebuia să fie și anul trecut. Partizan are o serie întreagă de eliminări într-o treia Ligii Campionilor, iar anul trecut Partizan și apoi Steaua au fost echipele care au trimis Ludogorețul în grupele Ligii. Ce e foarte interesant legat de cele două echipe, situația, ai spus că aici se joacă fără suporteri și că pentru ei va fi destul de greu la Belgrad. Da. Grobarii, așa cum sunt cunoscuți suporterii lui Partizan, au trecut printr-o experiență similară celei pe care trăiește Steaua acum. În perioada septembrie 2005-mai 2007, ei nu au mai fost la meciuri, protestând împotriva conducerii, care era format oricum din foști internaționali sârbi și oameni cunoscuți în club, un basketbolist și un fost fotbalist de valoare. Nu s-au prezentat la meciuri, au pus presiune până când conducerea clubului chiar a demisionat. Și lucrurile s-au îndreptat înspre ceea ce durau ei și clubul și-a revenit. Iar Partizan, ca imagine în Serbia, are foarte mult susținător cam la toate nivelurile. Vorbim de Custurița, deci membru al galeriei Grobarii, care ei se împart în mai multe grupări, într-adevăr. Da, da, da. Ce avem pe Mir Custurița, avem pe Dejan Bodiroga, cunoscutul basketbolist, pe președinții Serbiei, actualul și fostul, și Tomislav Nikolić, și Boris Tadić, pe Ana Ivanović, deci o grămadă de oameni care sunt lângă club și care chiar se implică și dau altă imagine clubului. Spune-ne cam cum crezi că ar arăta echipa și cam care sunt cei mai importanti jucători, gurile de tun. Da, toată lumea a pus ochii pe Božinov și pe cameronezul din față. Mie acela Bubacar Umaru, mi se pare, dacă țineți minte, pe Pierre Boia. Da. Care Pierre Boia a jucat la Partizan, a jucat la Partizan și a jucat împotriva unei echipe românești, chiar împotriva lui Dinamo. Da. Când, pe vremea când era cu Gaev și ne-a eliminat Partizan și a luat revanșa pentru vremurile cu Răducioiu. Deci acel cameronez mie mi se pare destul de slab și niciun caz să te aștepți că ne-ar surprinde. Dacă îi surprinde pe Steaua, va fi la fel cum Boia a reușit să surprindă apărarea dinamovistă la vremea respectivă. Valerii Božinov este într-adevăr bun, internațional bulgar. Ivan Bantalovski în defensivă, un jucător pe care e posibil să-l mai amintiți de Naționala Bulgariei și care e încă în plină formă. Un mijlocaș din Muntenegru, Petar Grbici, pe care îl vom întâlni în preliminarile pentru 2018. Da. Un fundaș sloven central, Gregor Balazic, plus portarul Zivko Zivković. Deci toți ăștia ar fi jucători pe care îi vom vedea sigur în teren. Ei sunt completați de internațional de tineret. Numele nu spun foarte mult, dar acum, nu spun acum, tocmai că asta o să schimb un... Sunt o grămadă de Petrović, Nemanja Milinko și așa mai departe, Andrija Zivković, un puș de 19 ani, care a și marcat. Dar ca să vă dați seama ce înseamnă ei, vă spun ultimii jucători scoți de Partizan. Matija Nastasić, Lazar Marković, Stefan Savić, de-abia l-am avut la transferuri, Alexander Mitrović, Stefan Šćepović a jucat cu Celtic anul trecut, ar mai fi Adem Ljajić, care este în Italia, și Zoran Tosić, pe care l-a prins Timișoara, de la dat vreo două goluri. Deci toți jucătorii ăștia ajung după aceea undeva și ajung la un nivel destul de înalt. Antrenorul, cred că este un atut pentru Partizan, un antrenor experimentat, fost jucător bun, Zoran Milinković, are altă vârstă, altă experiență față de Mirel Rădoi. Un avantaj pentru noi ar fi faptul că el a fost la Vozdovaț, o echipă mai modestă și unde a antrenat sârbi care au ajuns și pe la noi pe România. Sârbi sub nivelul lui Cătălin Munteanu, de exemplu, dar care vin și au locul unor jucători buni în România. Rădoi n-a antrenat nimic. Dar ar fi un avantaj că Milinković nu e foarte obișnuit cu nivelul ridicat. Am înțeles. Iar directorul sportiv al clubului, fost internațional, probabil și-l amintesc oamenii din anii 90, Albert Nagy, a fost mijlocaș la Espanyol, la Oviedo, deci un jucător bun și un club care pare mai legat decât FCSB. Da, hai să le spunem telespectatorilor, cred că deja au văzut pronosticul nostru, TG2+, adică minim două goluri în meci. Cu siguranță că
eu fac așa un tablou la ce a spus Cătălina, ce ai spus și tu. Și eu văd prudență în primul, tur, în prima manșă. Cred că un 0-0 n-ar fi rău pentru Steaua, pentru că dacă nu iei gol acasă, e un rezultat excelent, zic eu. Da, eu cred că și... într-o dublă manșă, un 0-0 acasă e chiar un rezultat bun. Mergi în deplasare unde da. Stai, te aperi, și dacă vezi, dacă poți contra... să dai un rezultat, dar eu nu cred că va fi 0-0 la meciul ăsta. Adică văd minim două goluri. 1-1. Să marcheze ambele echipe sau să-ți marcheze Partizanul. Eu văzând fie X, fie merg pe Partizan. Privința eu cum arată cred echipa că vedem, și ce poți să eu joci. Cred la... Că ne raportăm la ultimul meci internațional cu Trenzin, la ce probleme sunt în apărarea Stelei, cred că Partiza marchează. Și cred că și Steaua marchează. E minim greu. Două goluri, oricum eu le văd la această partidă și niciodată n-am să pronostichez, n-am să propun un 0-0. Niciodată. N-am cum. E... Eu cred că va fi un meci în care se va marca puțin. Puțin. Bine, două goluri, Cătălin? Da. Nu pot să spui cum e un pariu pe goluri multe. Două, minim două goluri. Ce zici, Mihnea? Mai zine ceva de... Ca bilanț general, Partizanul cu echipele românești nu are foarte multe goluri marcate. Adică în 13 meciuri da. Jucate și oficiale și inoficiale, sunt 10 la 9. Mm-hmm. Au marcat 10, au primit 9. Da. Dar și eu văd Partizanul venind la modul prudent. În mod normal, Milinkovic joacă 4-2-3-1. Da. Deci un stil asemănător cu cel al lui Milan 2. Identic. 4-2-3-1 joacă și Steaua. El a fost mijlocaș la și stilul pe care l-a avut și la Vozdovaț, oricum schimba. De multe ori se ducea în 4-4. Da. Acum stăm să ne uităm la ultimele meciuri ale Stelei. A cam primit goluri asta și chiar și eu, foarte multe și de la Trenci în care arată rău. Nu se aștepta nimeni. Era acolo Buba, e clar, acolo la Toșca cu Varela. Centru oricum, atât centru apării cât eu zic și centru linia de mijloc. Nu mai sunt la un nivel da, de Liga Campionilor. Au slăbit foarte mult în zona centrală. Da. Singurul care e la nivel bun și îmi place mie, mi-a plăcut și anul trecut, este Varela, fundaș central foarte bun. Este tehnic. Da, și e un lider, să zic așa, al apărării Stelei. Dar e greu de spus, pentru că Steaua în ultimele meciuri a primit 4 goluri în 2 meciuri și nu știu, nu de la echipe foarte, foarte bune, de la echipe mai slăbuțe, să spun așa. Bun. Și pentru că întotdeauna am interacționat cu dumneavoastră, familia mergeți pe mâna noastră, înseamnă noi de ei și voi cei de acolo. Haideți să vedem ce spun cei care ne-au scris. George State, 4-1 pentru Steaua. Da? Bogdan Teleagă, 1-2 Partizan, ca să vedeți să nu mă mai certați pentru cele două goluri care le-am dat eu, da? Între ghilimele. Ene Adrian, 2-1 pentru Steaua. Laurențiu Vlad, 3-1 pentru Steaua. Răzvan Mihai Marnescu bate Partizan cu 2-1. Ovidiu Ionuț Neacșu, 3-2 pentru Steaua. Nicola Sorin, 1-2 Steaua Partizan. Deci, peste tot, minim două goluri. Pronostic care deja puteți să-l bifăm. Alexandru Lian Voicu, Steaua 1-1 cu Partizan. Minu Minu, 2-0 pentru Steaua. Tavi Tavi, 1-0 pentru Steaua. Albu Alexandru, 0-0, 0-3 Partizan, sigur nu ții cu Steaua. Cătălin Munteanu, dar nu tu, un vechi tizul meu, un vechi prieten de-al nostru. Steaua Partizan 1-1, două goluri. Ștefan Ștef, forța Steaua Roșie. Cristi Iordache, 2-1 pentru Steaua. Alexandru Palangă, Steaua 1-0 cu Partizan. Bate Steaua 2-0, scrie Alexandru VZT. Ionuț Padinchi, FCSB 5-1 cu Partizan. De ce nu? 6+. Penescu Bogdan, 0-1, Partizan. Liviu Mihai, 3-1 pentru Steaua. Năstăsie Narcis, Steaua Partizan 2-1, FCSB Partizan 1-1, Steaua Partizan 2-0, Sorin Nole 1-1, FCSB Partizan 1-1. Sunt foarte multe mesaje, peste 150 de mesaje. Ca să vedeți cam ca ce discutăm. Batem o echipă din Serbia. Cu 5-1? Nu cu 5-1, ca să o batem. Zic că ar trebui să... Partizan are un avantaj că ne cunoaște destul de bine. Au jucat în 2007-2008, 2008-2009, s-au jucat amicale cu Rapidul. Și ar trebui să ne întoarcem la anii aia când aveam fotbaliști. Oricând era Dinamo cu Klein, Timofte, Lupu și așa mai departe, ori Progresul, care e ultima echipă care a bătut-o, cu Dună, și okay. Niculescu și Zegrean, era altceva. Multe meciuri astăzi și mâine. ŠSKA Moscova, Sparta Praga, Midland, Apoel, Milsami,
cu Skanderbeu. Mamă, ce meci, incredibil. Adică pe stadionul orășenesc se da, va Tel Aviv, Pulzen, Fenerbahce, Shakhtyor. Adică, scuză-mă, Mirsami, Skanderbeu în același tur cu Fenerbahce, Shakhtyor. Deci, ăsta este fotbalul. Panathinaikos, Club Brugge, Young Boys, Monaco, Videoton, bate Borisov, Dinamo Zagreb, Molde. Mâine, Hoeko din Finlanda, Astana, Salzburg, Malmo, Steaua București, Partizan, Celtic, Karabakh, Lec, baze la început meciurile puternice și Rapid Viena cu Ajax, Amsterdam. Mergem către ultima rubrica emisiunii, biletul zilei. Bun, să trecem la treabă, Mihnea, avem foarte multe informații, sau... Credem noi că avem foarte multe informații, acum nu ne dăm noi cei mai speciali. Bookmakerile au, cei dat mai de pariuri, până la antrenorii. Noi facem și noi ce putem. Young Boys, Berna, AS Monaco, văd minim două goluri în meci. Cătălin. Eu cred că va fi un meci echilibrat. Da? Monaco, echipă care joacă bine în deplasare, a demonstrat-o și anul trecut în Champions League. Și eu sunt de aceeași părere. Bun. Minim două goluri. Ai ceva de adăugat? Nu, Monaco așa joacă în deplasare, joacă așa în deplasare, deci eu aș vedea chiar sub. Da. Important este faptul că la Elveție, în linia ofensivă în pioneze, deci Guillaume Aro și încă colaboratorul Alexander Gerd lipsesc. Da, dar Ian Buis ia gol foarte multe și atacă. Este o defensivă interesantă. Exact. Dar bun, hai să Monaco apucăm să vorbim până în pauză și de Fenerbahce și Actior, care mie mi se pare meciul zilei. Eu cred că e meciul, da, meciul întregului tur 3. Da, da, da. Cred că e cea mai echilibrată și cea mai de valoare dublă. Eu cred că va fi un meci în care se vor marca... De ambele părți. Da, noi am spus, de ambele părți și... marchează gol-gol la o cotă de 1.80. Eu cred că mai mult de 2-3 goluri se vor marca, pentru că sunt două echipe de valoare, două echipe care au jucători foarte, foarte buni. Fenerbahce... Chiar anul acesta au adus jucătorii importanți, ca Van Persie în atac. Da. Și actorul, chiar dacă a pierdut trei jucători de bază, rămâne o echipă importantă în Europa. Da. Și eu zic că se vor marca... Multe goluri. Da, peste trei goluri. Bun, gol-gol am spus noi, Mihnea, dacă vrei să adaugi ceva. Da, practic Fenerbahce în ultimele șase meciuri are medie de peste 2,5 goluri pe meci. Da. Și Actiorul vine cu 4 victorii consecutiv, că a fost supercupă, că au fost meciuri în campionat, au dat șters pe jos cu Monaco într-un amical. Da. Iar la Porta, la Goru și la Valoare, deci dacă enumerăm Van Persie, Sow, Krasi, Stoch, Nani, Diego, mai Reles, Simon Kjær, Kadlec, Volcan de Milă, asta e numai echipa lui Fener. Dincolo, bine, Mircea Lucescu vine cu Tyson Dentinho, brigada lui de Brazilie, Alex Teixeira, combinați cu Sârna și cu o noutate la ei, Eduardo Oliveira, care s-a întors, da. Croatul, da, brazilian, brazilian, care pare în formă. Da. Până acum un gol avraj 8-1, deci meciul ar fi destul de... Goluri. Ambele să marcheze și eu mă gândesc că o să-și caute Mircea Lucescu un X. Bun, repede până la pauză, Maccabi, Tel Aviv, Pulzen, eu nu văd under-i pronosticul nostru, 0-3 goluri la sponsorul nostru, adică sub 2,5 goluri. Un X după care merge Pulzenul, Maccabi n-a început încă sezonul și au ajuns în turul 3 cu mare emoție, erau să fie eliminați de Hamrun din Malta. Deci dacă te uiți pe scoruri, da, au pierdut cu 2-1 în Malta, da, da, iar în returul de la ei au fost conduși cu 1-0 până au bătut cu 5-1, dar sunt la un nivel destul de slăbuț. Ce zici, Cătălin? Maccabi, da, Tel Aviv, va fi Pulzen, un meci echilibrat sub două goluri. Nu se marchează multe goluri. Bun, mai avem Panathinaikos, Club Brugge. Știu că tu vrei să ne spui ceva. Nu o să te mai las să vorbim acum despre Panathinaikos, Club Brugge. Avem Dinamo Zagreb, Molde, Hoeko, Astana, Salzburg, Marbo și Lech Poznań în bază. Acestea sunt meciurile pe care noi le-am ales. Rămâneți alături de noi, prieteni, pentru că în ultima parte mai avem câteva minute, cam maxim 10, în care vom vorbi de meciurile de care am amintit, așadar nu schimbați programul. Da, am revenit în direct, ultimele minute ale primei ediții din 2015, sezonul 2015-2016 și suntem și noi ca un campionat. Vom fi alături de dumneavoastră până anul viitor, când probabil încheiem cu finala Champions League. Să vedem dacă ne-am propus vârful de formă în luna care trebuie, nu? De Crăciun. Bun, alături de mine Mihnea Groza și Cătălin Munteanu.
peste 150 de mesaje pe pagina de Facebook. Vă mulțumim. Concursul este vis-a-vis de jocul Steaua Partizan. De mâine ghiciți sau propuneți-ne un scor final corect. Ok, Mihnea, rămăsesem la Panathinaikos Club Ruș, știu că tu ai pregătit binișor aici. Da, m-am uitat pe ideea că Panathinaikos, așa cum sunt situațiile actuale în Grecia, e un pic cam o necunoscută la ora actuală, nici informații despre ori n-am găsit. Ce am văzut clar, echipa se bazează pe jucătorii pe care am văzut și anul trecut, jucătorii internaționali, e vorba de Ninis, de da. Tasos Lago sau de Dinas, da. Și de vârful de atac considerat vedeta Greciei, acel Nikos Karelis, născut 93 sau 94, marea lor speranță. Ar mai fi în lot în continuare, înțeleg, Prianici cu Marcus Berg și singura achiziție care sună bine și dă o imagine Essien, da. Este accidentat și lipsește. Deci, în mod normal, Panathinaikos anul trecut a ieșit cu Standard în același, la același nivel de cupă. Super tare. Da? Deci ar fi acum cu Bruj. Da. Bruj își dorește... Care eu cred că Bruj marchează. Bruj marchează odată, asta e și pronosticul nostru, Bruj marchează la Panathinaikos. Dar raport la faptul că nu știu nimic despre Panathinaikos, foarte clar, e o ceață după mine ce se întâmplă acolo, vă dau informații clare la Bruj. Le lipsește cam jumătate linia de mijloc. Deci, playmaker, Lior Rafaelov, Felipe Ghedodi, un brazilian uruguaian, da. Nici nu știu cum se pronunță corect. Să pui accentul de spaniolă de bun, lipsește, Claudemir lipsește, lipsește portarul titular Sinan Bolat, cel pe care ați văzut anul trecut, deci lipsește și ăla, doi jucători în defensivă, deci Prodom, care este la 100-lea meci pe banca lui FC Bruj, merge la gol marcat și un X la Atena. Cam asta au fost și declarațiile lui. Păi cam am vorbit cu el, nu Cătălin? Da, și eu gol marcat Bruj. Va fi un egal cu gol marcat Bruj. Mai mult de atâta, eu cred că nici Panathinaikos nu poate, nu e echipa care era în trecut cu mulți jucători de valoare și părerea mea că prima șansă o are Brujul în această Bun, dubă. Tu aveai o idee foarte interesantă la Salzburg, cum Malmo spune că și foarte bine, prieten, când ai păreri din afară, tu te chinui așa să faci niște scenarii, să dai un pronostic și vine un cineva din afara fenomenului, că el, Cătălin, este din fotbal, din iarbă, bate Salzburg, clar, nu? Se pare prea mare diferența. Se pare prea mare, eu cred că... Și atunci parcă ți se luminează cerul, adică, ok. Eu zic că e favorită certă Salzburg în, în această dublă. TG3 plus 1.60 și 1 solist, am avea două. Eu văd și 3 goluri la Salzburg cu Malmo. Dar atenție, nu ne aruncăm foarte mult. Malmo anul trecut în turul 3 a scos Sparta Praga. Deci, tot o echipă, te gândeai, depinde de ce jucători au pierdut. Trebuie să fim prudenți. În perioada asta. Să fim prudenți că sunt tururi preliminare și nu știm exact la ce uite, așa nivel la Dinamo Zagreb cu Molde. Gândește-te că pare Dinamo Zagreb ok, nu? Da, e ok. Eu zic că și aici Dinamo Zagreb sigur va câștiga cu Molde. Dar tot precedent Dinamo Zagreb a făcut 1-1 cu campiona Luxemburg. Exact. Atenție. Atenție la Dinamo Zagreb. Eu am luat golul puțin la Dinamo Zagreb. Iar Molde s-a făcut de râs, la fel prima dată a pierdut cu Pionic Erevan, 0-1. Și s-a calificat după, deci campioana Finlandei cu Astana marchează Astana. În deplasare, da. Eu cred că da, o cotă bună, o echipă bună. Kazakhstan în ultimul timp investește bani, foarte mulți bani. Sigur au o echipă foarte bună, sigur au brazilieni aduși pe bani mulți, da. Care vor face diferență. Bun, minimum gol marcat de Astana, 1-40 este pronosticul nostru. Salzburg Malmo TG3+, adică over la Salzburg cu Malmo, poate să marcheze și Malmo, dar dacă nu o va face, nu știu dacă vom ajunge la pronosticul dorit dacă nu va face, dar aveți și varianta pe care v-a propus-o Cătălin. Victorie Salzburg, până la urmă, da. Curat, nu? Da, vrei să mai adaugi ceva, Mihnea? Da, bine, și Lech Poznan cu Basel. Aici tu spui că eu am zis că marchează ambele, cel puțin da, în tur. Da, odată. Pentru Poznan e o revenire foarte mare. Au câștigat titlul după vreo 5 ani de pauză, rivalități mari și la ei. Au plecat bine în nou sezon, au câștigat Supercupa contra Legii, dar ce e important pentru Basel? Noi ne-am învățat cu Basel pe care l-am văzut și cu CFR și cu Steaua. Basel a rămas fără Giovanni Sio, plecat la Rennes, fără Frey, fără Schär și fără Strehler care s-a retras. L-au înlocuit pe Strehler cu internaționalul austriac Marc Janko, da. Același tip de jucător, exact. La 30 de ani, masiv, puternic. Manzukic. Și, da, și a mai venit Kuzmanovic la bază. Uh-huh. N-ar fi interesant. Da, un jucător bun, dar care s-a cam pierdut la Inter.
Bine, da. Inter are talentul de a distruge jucători. Asta știi, nici la Fiorentina n-a făcut mare lucru. Și vor juca fără Taulant Xhaka, acel jucător care e important la, la mijlocul lui Basel. Adică eu mă gândesc la un variantă pentru Poznan. Nu cu noi jucători, ambele nu marchează. Știi, dar eu da, zic un... asta te, te salvează. Deci este un pronostic ideal, acum trebuie să și iasă. Da. Și raportul la Salzburg cu Malmö, mai luam în calcul și al meci care este Rapid Vienna Ajax. Da. Tot echipa din Austria, unde măcar o echipă din Austria trebuie să iasă cât că la lumină, eu parcă mai degrabă Rapid Vienna deși, decât pe Salzburg, dar... Bun, încă o dată, Young Boys, AS Monaco, TG2+, prieteni Fenerbahce și Actior, gol-gol, ambele marchează, Maccabi Tel Aviv, Pulzen, TG03 la sponsorul nostru, adică Under, Panathinaikos, Club Rouge marchează, Club Rouge la Panathinaikos, o cotă de 1.41, Dinamo Zagreb, Molde, Dinamo Zagreb, TG03 la acest joc, 1.75, Hoeco, Astana, Teme, 2-1+, marchează Astana, Salzburg, TG3+, adică over și Salzburg, câștigă partida, iar Lech Poznan, Basel, ambele marchează. Cătălin, îți mulțumesc pentru această emisiune. Mihnea, îți mulțumesc. Pe tine, Cătălin, te mai așteptăm. Ori de câte ori ai plăcerea de a veni la noi, la Mergeți pe mâna noastră. Sper că ți-a plăcut. Mihnea rămâne în continuare colegul meu și vom face multe emisiuni împreună, dacă nu vii, măcar ne auzi la telefon. Sigur, sigur. De săptămâna viitoare îl vom ajuta și pe Marius Duminică. Suntem echipa completă, poate mai transferăm ceva, o să vedeți. Prin luna septembrie avem pregătit un transfer pentru dumneavoastră. Până joi, la ora 18.30, vă doresc ca de fiecare dată să fiți inspirați. Numai bine!